cadrul acestui buget avem, pe de o parte, niște cheltuieli importante, zic eu, cu niște cofinanțări și documente pentru proiecte cu finanțare europeană. Mă gândesc la restaurarea Muzeului Hajdău la capitolul 6702 cu 100 de mii de lei. Acolo unde avem STF-ul și cererea de finanțare depuse la ADR, respectiv Ministerul Dezvoltării, și așteptăm să se numească dreptul, iar această sumă este destinată cofinanțării acestei lucrări. Merg mai departe la să văd dacă le găsesc. Din prima, proiectele cu fonduri europene. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina, pentru care dorim să depunem cerere de finanțare cu 13.000 de lei. Creșterea eficienței energetice a Colegiului Tehnic Constantin Distrații, pentru care am depus cerere și avem o sumă mică pentru documentații programate de 2.000 de lei. Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina, pentru care am depus de asemenea cerere și am făcut o sumă de 100.000 de lei. Așteptăm, dacă vedem dacă ne se cer clarificări din partea organismului intermediar și al autorității de management pentru aceste cereri. Sperăm din tot sufletul să fie aprobate aceste cereri și să întocmim contractul de finanțare. Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale, vorbesc de blocul 12 de pe strada Victoriei, cu 14.000 de lei am propus deoparte o sumă modestă. Așteptăm semnarea contractului de finanțare. Deci acest proiect proiectul pentru reabilitarea Muzeului Hajdău sunt în poziția de a semna contractul de finanțare. Dacă mergem tot la capitolul, dacă vă uitați la anexa 2 și mergem la capitolul 7002, ne uităm la punctul C, alte cheltuieli de investiții. Observați că la fiecare avem lucrări noi, lucrări în continuare, A, lucrări noi, lucrări, alte cheltuieli de investiții, poziția C. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, școala gimnazială BPHD, un proiect pentru care avem în derulare procesul de achiziție publică pentru actualizarea documentației, pentru actualizarea studiului de fezabilitate și pentru realizarea cererii de finanțare cu 100.000 de lei. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în municipiului Câmpina. Pentru care dumneavoastră ați dat un acord de principiu, pentru care urmează după acest proiect de hotărâre, încă două proiecte de hotărâre, și urmează după aceea procedura de achiziție a proiectării și realizării cererii de finanțare cu 142.800 de lei. Am fost la organismul intermediar, la ADR Muntenia, am discutat cu un domn director de acolo. Această cerere de realizare a grădiniței are cele mai mari șanse să fie realizată, pentru că deocamdată nu s-a depus niciun proiect. Nu știu dacă noi vom depune primul proiect, dar încercăm să depunem foarte repede. Față de școala BPHD, pentru care de asemenea ne grăbim foarte tare, deși pentru școli deja există depuse proiecte. Dar nu cred că vom, sper să nu intrăm în întârziere, astfel încât să obținem finanțarea. Studiul de fezabilitate pentru locuințe sociale, pentru persoane defavorizate, proiect propus în GAL, am propus aici 100.000 de lei. Așteptăm să apară ghidul de finanțare și acești bani sunt pentru studii. Studiul de finanțare pentru studiul de fezabilitate, mă scuzați, pentru modernizare străzi în municipiul Câmpina, tot conform strategiei de dezvoltare locală aprobate, cum să zic, de către Minister, propusă de GAL, cu 100.000 de lei, reabilitare, modernizare și extindere sistemului iluminat public în municipiul Câmpina. Suntem în procedură de achiziție pentru realizarea SF-ului și a cererii de finanțare, tot cu 100.000 de lei. Toate aceste cheltuieli sunt destinate în proiecte cu fonduri europene,
ne dorim din tot sufletul să fie aprobate. Dacă vor fi aprobate, inclusiv la capitolul 7402, protecția mediului, reducerea emisiilor de carbon în zone urbane, pentru care am făcut 220.000 de lei, pentru realizarea unui studiu de trafic și studiu de parcări, care este deja contractat. Dacă vom realiza toate aceste programe, vom aduce un mare surplus de fonduri pentru bugetul municipiului Câmpina și va fi o realizare deosebită. Vor mai fi și alte axe care vor apărea. O să apară axa 13, am aflat de curând, o axă, cum să zic, nouă, o axă care este foarte interesantă, adică combină dezvoltarea infrastructurii cu stradare și așa mai departe, cu infrastructura social-culturală. Adică dacă găsim niște stări pe care să avem și niște obiective social-culturale, sociale sau culturale, putem propune niște proiecte. Găsim așa ceva și ne orientăm cum să facem să le, nu să le inventăm, să le identificăm astfel încât să mai depunem noi proiecte. Partea mai puțin plăcută ar fi ca o parte din aceste proiecte să nu se aprobe, dar dacă nu se vor aproba, o mare parte din aceste sume vor rămâne necheltuite și le vom putea transfera către alte poziții la rectificare de buget. Asta ar fi partea bună, adică banii nu se pierd, ci se conservă.